să nu zic sute de ori, dar de zeci de ori, în orice caz, îi mulțumesc Lidiei, un critic mai bun decât aproape orice critic care își face meseria astăzi în România. Îi mulțumesc foarte mult pentru cuvintele înaripate, minunate, pe care le-a folosit pentru pietele mele proze adunate aici în acest volum. Eu nu mai am foarte multe de adăugat, decât că mă simt puțin ilegitim aici în fața dumneavoastră din două motive. Unul, pentru că am impresia că profit de publicul lansărilor dinainte, unde au venit oameni foarte grei față de mine, foarte importanți, foarte puternici, opinion makers, oameni pe care îi ascultăm, îi admirăm și îi urmăm din toate punctele de vedere. Și în al doilea rând, pentru că de fapt eu nu vă aduc dumneavoastră de data asta o carte nouă, ci o carte făcută din texte pe care în general le-am mai publicat, poate cu o singură excepție. De aceea aș vrea să vă spun ceva care să compenseze lucrurile acestea. Aș vrea să vă spun un lucru care este o credință foarte adâncă a mea. Că cel mai adânc, cel mai temeinic, cel mai adevărat lucru care s-a spus vreodată a fost spus în Antichitate. A fost spus de Platon, care a vorbit despre conceptul de kalokagaton. Mi se pare cel mai minunat concept care a fost gândit vreodată. Și anume, faptul că adevărul, frumusețea și binele sunt unul și același lucru. Că nu există diferență între aceste trei zone ale ființei umane. Ce este frumos trebuie să fie și adevărat. Ce este adevărat trebuie să fie și bine. Și așa mai departe. Nu este de conceput o povestire frumoasă cu adevărat pusă în slujba răului. Nu este de conceput binele pus în slujba murdăriei, jecului uman și nefericirii umane. Frumosul este politic din punctul acesta de vedere. Este o idee foarte adâncă a mea. Tot ce s-a spus și s-a gândit vreodată frumos a fost o armă, a fost un gest politic. De asemenea, gesturile politice cele mai influente în istoria umanității au fost gesturi frumoase, au fost gesturi mărețe, au fost gesturi eroice, au fost gesturi minunate. De aceea aș spune eu că până și o simplă și modestă poezie de dragoste, un sonet de dragoste, este un gest politic și că așa s-a făcut literatură în anii 60, 70, 80, în perioada comunistă. Nu tot ce s-a scris atunci a fost, cum s-a zis câteodată, subordonat politicii partidului. Dimpotrivă, eu cunosc literatura română care s-a făcut prin influența unor critici foarte importanți și prin forța și creativitatea unor scriitori și care a fost o literatură care rămâne mai departe și care a fost îndreptată, chiar dacă a fost compusă din poeme intimiste, cum erau numite pe atunci, prin poeme uneori fără tentă direct politică, erau totuși îndreptate împotriva sistemului, pentru că ele prezervau libertatea de gândire. Această libertate de gândire expusă prin frumos și mergând către bine și adevăr, cred că, sper că o veți găsi și în această carte a mea, în această carte în care mi-am adunat prozele, textele, să zicem așa, între 7-8 pagini și 30-40 de pagini lungime, cel mai lung dintre ele, și care sper eu că adunate într-o singură, între două coperți, într-un singur volum, se vor simți bine între ele. Vor ajunge să fermenteze, vor ajunge să-și amestece gusturile, vor ajunge să facă un fel de paella, dacă vreți, cu tot felul de ingrediente, în așa fel încât ceea ce veți mânca, ceea ce veți consuma intelectual și emoțional, să fie mai mult decât fiecare text în parte, să fie un fel de imagine, dacă vreți, a ceea ce eu întotdeauna am vrut să ofer cititorului. Vreau să vă mulțumesc mult de tot pentru că sunteți aici cu noi, pentru că vorbim despre o carte
care, pe care eu am vrut să o văd, exact cum a spus Lidia, ca pe un dar, nu neapărat de Crăciun, dar ca pe un dar făcut dumneavoastră din toată inima și cu inima deschisă, aș spune. Și sper că veți aprecia aceste povestiri din convingere artistică, fiecare dintre ele, fără niciun fel de concesie făcută cu... și că le veți citi așa cum ele ar trebui să fie citite. Sper ca ele să fie la înălțimea dumneavoastră, măcar unele dintre ele, și sper ca sper să nu vă pare rău după bani în cele din urmă. Mulțumesc mult de tot! Și noi mulțumim, Mircea Cărtărescu, și dumneavoastră vă mulțumim. Vom continua cu sesiunea de autografe în partea stânga a standului și cu celelalte evenimente cu Humanitas aici.